Un viticultor se ocupă cu creșterea viei, cultivarea, facerea vinului și, pe urmă, producerea. Noi aici creștem Merlot, fetească neagră și cardinal. Vinul nu se face greu, pur și simplu trebuie să ai dorința de a-l face și să poți să-l faci. Când vrei să faci un vin, cel mai important este că trebuie să fii atent cu ce lucrezi la vin. Și dacă nu ești atent, pe vinul nu se primește bun. Aici, în școala profesională Leova, am de învățat 3 ani. Profesia e veche, foarte veche. Dar este un lucru foarte bun. Profesia asta dă de muncă tuturor, că la vin trebuie tractori multe diferite, bănci, adică profesia viticultor face tuturor de lucru.